România are o șansă uriașă să atragă investiții suplimentare dintr-o țară asiatică aflată în creștere economică și în plin proces de reorganizare politică. Este vorba de Kazahstan, statul care deja investește la noi peste 3 miliarde de dolari anual, în special în industria petrolieră. Astana este unul din orașele lumii cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimii 20 de ani. De la 300.000 de locuitori a ajuns să aibă în acest moment peste 1,2 milioane. În tot acest timp au fost construite clădiri impresionante, cu o arhitectură unică ce aduce aminte de orașe ca New York, Abu Dhabi sau Beijing. Kazahstan este una din țările care investește cel mai mult în România, țara noastră devenind partenerul numărul 1 al kazahilor în Europa de Est. Petrolul asiatic ajunge la rafineria de la Petromidia și de acolo la clienți români și europeni. Mai nou însă, kazahii sunt însă interesați și de modul în care facem noi agricultură sau de cum ne dezvoltăm în IT și sunt dispuși să investească multe milioane de dolari în aceste domenii. We are interested in Romanian technologies in agriculture. The other thing I would mention is that we have students studying in Romania, for example, in Cluj-Napoca. There are not just medicine, IT as well. So I think these are the areas that can be also of interest. Kazahstan trece printr-o reformă politică radicală, menită să apropie țara de statele europene și de Statele Unite, iar în luna martie au fost organizate alegeri considerate de comunitatea internațională drept primele cu adevărat democratice din această țară. Alegerile parțiale legislative și locale din Kazahstan 2023 sunt considerate un pas important spre democratizarea țării. Asta pentru că a fost coborât pragul electoral de la 7 la 5% pentru a da ocazia și partidelor noi să intre în Parlament. De asemenea, 30% din locurile de pe liste sunt rezervate femeilor, tinerilor și persoanelor cu nevoi speciale. Iar cei care nu au încredere în nimeni pot pune ștampila pe buletinul de vot în căsuța împotriva tuturor. Nu, ia nicăm un nivel. Я пенсионер, 72 года. Но у нас сейчас жар Казахстан, новый Казахстан. Мы надеемся, что все-таки что-то изменится, потому что 30 лет были отдельные выборы. Odată finalizat scrutinul și numit noul guvern, miniștrii au mandat să înceapă de urgență discuții cu toți partenerii internaționali, inclusiv cu România. Asta înseamnă oportunități de investiții în țara noastră în valoare de sute de milioane de dolari. Kazahstanul este principalul partener al României în Asia Centrală. Este țara cu care avem schimburile cele mai mari. Anul 2022 a însemnat o dublare, practic, a schimburilor comerciale. Sunt 3,2 miliarde înregistrate până în luna noiembrie anului 2022. Căutăm, hai să spunem, în această diplomație parlamentară să ajutăm companiile românești să fie mai aproape de partenerii lor din Kazahstan. Căutăm să găsim studenți din Astana, din Kazahstan, care să vină să studieze în România și să strângă relațiile și dintre țările noastre. Sunt discuții aprofundate pentru existența unui zbor direct între București și Astana și lucruri care țin și de pe partea de turism. Once these elections are over, once a new government is in place, we hope that we as a government will be able to continue to build a better investment climate and surely it will be welcoming to Romanian companies. Odată cu războiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei, România se poate reorienta spre piața din Kazahstan pentru a-și completa rezervele de gaze și petrol. Asta înseamnă inclusiv prețuri mai mici față de cele pe care le plăteam Rusiei înainte de război.